Tafiti și cele două maiestăți. O poveste de Julia Böhm. Partea a cincea. Leul sapă cu labele la intrarea în peșteră. Încearcă să vadă dacă poate pătrunde înăuntru, dar curând renunță. Și o să vă prind eu, îi amenință el de afară. Dacă n-o să mănânc eu astfel gărui de suricată și friptură de porc, să nu-mi spuneți mie șahachenua. Atunci cum? Întrebă obraznic Tafiti dinăuntru. Regele Găgăuță, să-ți spunem? Șahachenua șuiera atât de tare încât ierburile savanei se apleacă la pământ. Cine râde la urmă, râde mai bine și eu voi fi acela. Tafiti le face semn celorlalți. E timpul să găsească ieșirea de urgență și asta repede. În tăcere ei se strecoară prin culoarul lung. Puricii nu fac niciun pâs, nici măcar micuțul baba nu scoate vreun sunet. Și Șahachenua poate să aștepte acolo până s-o întuneca. Culoarul cotește uneori spre dreapta, alteori spre stânga, apoi se ridică din nou. Gata, șoptește Tafiti. De data asta nu mai face un salt afară, ci se uită grijuliu de jur împrejur. Paza bună trece primejdia rea. Nu se poate. Șahachenua stă chiar în fața ieșirii. Crezi că poți să mă păcălești, dar eu nu sunt atât de prost ca King Coffee, zâmbește el malefic. Hopa, face speriată bunica. La locomanda, șoptește bunicul. Hai să evaluăm situația. Ciuf și suricatele se retrag în adâncul peșterii. Ați face bine să ieșiți afară imediat, strigă Șahachenua după ei. Pun eu lava pe voi în cele din urmă. Vai de noi, e îngrozitor, se pițigăie puricii. Dar pe noi nu ne poate înfometa, strigă Florian. Au, strigă Ciuf, nu acum puricilor, atunci când? Florentina îl pișcă și ea. Trebuie să bei atunci când poți. Aoleo, se văicărește Ciuf. Să fii ciupit de 7 purici în același timp nu e deloc amuzant. Gata cu joaca, bombăne bunicul. O să ieșim de aici și eu știu deja cum. El își potrivește ochelarii pe nas și continuă. Leul nu poate fi în două părți în același timp, le șoptește el celorlalți. Hai să ne întoarcem la intrare. Dar dacă aude că nu mai suntem aici, precis ne va aștepta în partea cealaltă. Punem pariu? Întrebă Ciuf. Tafiti rămâne pe gânduri. Ciuf are dreptate. Șahachenua nu e deloc prost. Cineva ar trebui să stea aici și să-i distragă atenția și atunci ceilalți ar putea scăpa neobservați. Dar cine va face asta? Întreabă bunica. Ei, cum cine? Eu, firește că eu, spune Tafiti. Nici vorbă, o să mă ocup eu de asta, spune Ciuf. Nu, eu, spune Tafiti. Ba, eu, spune și Ciuf. Cei doi prieteni se privesc. Bine, o să facem asta împreună. Bunicul îi aprobă. Și vom aduce ajutoare îndată ce ieșim. Vă scoatem noi de aici. S-a făcut, strigă Tafiti. Bunica îl strânge la piept pe Tafiti și îl strânge la piept și pe Ciuf. Aveți grijă, dragii mei! Și voi, grohăie Ciuf. Apoi Tutu, bunicul și bunica se strecoară la intrare împreună cu baba. În timpul ăsta, Ciuf și Tafiti aleargă spre ieșirea de urgență. Se uită pe furiș afară. Leul stă acolo liniștit. Sunteți foarte deștept, maestatea voastră, îi strigă Tafiti. Păi toată lumea știe că peșterile au ieșiri de urgență, râde leul, cu excepția lui King Coffee, fraierul ăla, numai el nu știe. Și cât o să ne lăsați să ne perpelim aici? Întrebă Ciuf curajos. Până când o să ieșiți de bunăvoie, rânjește Șahachenua. Vă înfometez, dragilor! Au! Ciuf strânge din dinți, puricii n-au de gând să moară de foame. De ce faci, au? Întreabă leul bănuitor. Mă doare stomacul, inventează Ciuf repede pe loc o minciună. Îmi chiure de foame. Dar asta chiar nu prea e o minciună. Lui Ciuf îi este mereu foame. Aha, cu atât mai bine, înseamnă că nu mai am mult de așteptat, spune fericit maestatea sa leul. Deodată, în spatele lui Ciuf și Tafiti foșnește ceva. Speriați, aceștia se întorc. Sunt
bunica, bunicul, tutu și baba, care sunt palizi la față, se întorc târâși pe culoar ca să vorbească în taină. Intrarea a fost blocată, icnește bunicul, cu o piatră mare și grea, adaugă tutu, nici măcar tu n-ai putea să o dai deoparte, ciuf. Ce viclenie, se miră Tafiti. Îmi lipsește King Coffee, se smiorcă e bunica în batistă. Acum chiar că am încurcat-o, face ciuf îngrijorat. N-o să ieșim de aici dacă nu se întâmplă o minune. N-a spus bunica de curând că se mai întâmplă și minuni? Zâmbește Tafiti malițios. Cred că tocmai mi-a venit o idee. Nu, niciodată. Florian, Flodora, Floribert, Florentina, Florabela, Florinel și Florina se împotrivesc. Dar voi știți că leii se tem de apă? Îi întreabă ciuf. Asta spre deosebire de porci. Noi nu ne dăm în vânt după apă. Totuși, din când în când, mai facem baie. Însă leii niciodată. Cu asta i-a convins pe purici. Vorbești serios? Întreabă Florabela. O asemenea coamă ar fi grozavă, își dă seama deodată Florinel. Așa e, îl aprobă Florina, de când visez la ceva așa de pufos. Deci s-a făcut, spune pițigăiat Floribert, acolo ne mutăm. Hai să mergem, ciuf. Tafiti îi dă un ghiont prietenului său. E rândul tău? Ciuf trage aer în piept, apoi se îndreaptă către ieșirea de urgență. Șahakenua stă întins acolo, așteptând răbdător. Nu mai suport, grohăie ciuf văicărindu-se. Mi-e așa de foame. Ciuf, stai aici, altfel o să fii mâncat, exclamă îngrozită bunica. Nu și dacă pun leul pe fugă, spune ciuf curajos. Pleacă de aici, strigă el aruncându-și bereta verde spre leu. Șahakenua izbucnește în râs. Vrei să mă alungi aruncând cu bereta spre mine? Vai, doar periculos mai ești! Lasă-mă să trec! Tafiti își dă prietenul la o parte. Te avertizezi, Șahakenua, te pui cu cine nu trebuie. Noi, suricatele, avem puteri magice! Puteri magice! Aha! Strigă Șahakenua. Grozav! Tafiti îl privește pe leu drept în ochi. Ai să vezi, într-o clipă, fii atent, nu o să-ți mai ardă de râs după aia. Așa deci? Vai, mi-e frică deja! Șahakenua râde și mai tare. După cum vezi, eu sunt aici și aici rămân. Totuși, pot să te ciupesc de nas, spune Tafiti pe un ton liniștit. Atunci, fă-o, chicotește vesel leul. Suricata asta e ciudată rău. De nas! Spune Tafiti ridicând brațul ca și când ar face o vrajă. Au! Tresare Șahakenua. M-a durut! Încă o dată! Strigă Tafiti. Leul rage și se ține de nas. Cum pot să faci asta? Scheaună el. Și acum, de fund! Continuă Tafiti. Nu! Au! 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 Șahakenua face un salt în aer. Și din nou, de nas! Ah, gata! Urlă leul. Oprește-te, te rog, te rog! N-o să mă opresc până când nu pleci de aici și să nu te mai întorci niciodată, strigă Tafiti. Bunica își pune mâinile în șolduri, iar dacă îți mai văd chiar și numai vârful cozii, ai să vezi ce o să pățești. Șahakenua o privește chiorâș. Oare chiar trebuie să plece? E pus pe fugă de niște suricate? Dar Tafiti nu-i lasă timp de gândire. Iar acum... Peste tot, poruncește el. Nu trebuie să le spună puricilor de două ori. Aceștia încep să-l piște pe leu peste tot după pofta inimii. Adică regește. Au, nu! Șahakenua nu mai are timp de gândire. Fuge cât îl țin picioarele. Nu o să-l mai vedem niciodată, spune bunica fericită. Iuhu! Tutu se aruncă de gâtul fratelui său. Ai făcut o treabă foarte bună. Puricii au făcut o treabă foarte bună, spune Tafiti. Da, îl aprobă ciuf. Parcă îmi pare rău că au plecat. Mă obișnuisem cu ei. Am rămas și fără bereta acum, spune el lăsându-și urechile în jos. O să capeți una nouă, îi promite bunica. Tot ce contează acum este că suntem salvați. Lui ciuf îi vine inima la loc.
Așa e, cel mai important e că nu vor mai fi frigărui de suricată. Și nici friptură de porc, adăugă Tafiti râzând. Haide, haide să le liberăm pe King Coffee. Chiar trebuie să facem asta? Întreabă Ciuf. Bunicul clatină din cap. Chiar dacă Shahakenua nu se mai întoarce, fără King Coffee în curând va veni aici alt leu care ar putea fi la fel de rău ca Shaha ăsta. Tafiti îl aprobă din cap. Bunicul are dreptate. Mai bine cu King Coffee al nostru. Haide, strigă Ciuf. Trăiască King Coffee! Maestatea sa, leul King Coffee, e oarecum surprins văzând că, dintre toți, tocmai Tafiti și Ciuf îl eliberează. Unde-i ticălosul acela? Zbiară el. O să-l închid în temniță. O să-i tund coama. L-am alungat, maestate, lămurește Tafiti. Voi? Nu se poate. King Coffee se freacă la ochi. Poate că visează, ori are un coșmar. Măcar are parte de un final fericit, este din nou liber, iar în fața lui se află cina, friptură de porc cu antreu de suricată. King Coffee e nespus de bucuros. Acum o să vă mănânc pe toți! Ce face? Grohăie Ciuf. Noi tocmai te-am eliberat pe tine. Nu-mi pasă, rânjește King Coffee și se apropie de ei. Dintr-un salt, Tafiti ajunge pe spinarea lui Ciuf și pleacă amândoi repede de acolo, cât pot de repede. Obraznicule, îi strigă el, ești un nerecunoscător. Dar la ce bun, leul nerecunoscător aleargă după ei în salturi uriașe. Acolo, în față, strigă deodată Tafiti. Ciuf vede și el și intră în vizuină. Gata, sunt salvați. Nu se poate, la tot pasul e câte o vizuină, se vaită King Coffee, dar de data asta n-o să mai scăpați. Maestatea sa se lungește în fața intrării, de data asta nu mai moțeie, ține ochii larg deschiși. E tot acolo când, ceva mai târziu, Tafiti și Ciuf ies neobservați pe ieșirea de urgență. Ia te uită, spune Tafiti și ridică pereta verde a lui Ciuf, pe semne Shahakenua o pierduse deja. Ura! Ciuf aruncă bereta în aer, apoi se uită cu atenție la ea. O mai fi rămas careva pe acolo, vreun purice ceva? Însă puricii se pare că și-au făcut un culcuș confortabil în coama leului. Ei bine, oftează Ciuf, scuturându-și bereta de nisip și așezându-și-o pe cap. Cel mai important lucru este că bereta mea e din nou aici. Cel mai important lucru este că-l avem din nou pe King Coffee aici, îl corectează Tafiti zâmbind. Și exact lucru ăsta îl sărbătoresc suricatele împreună cu Ciuf în seara aceea în vizuina lor, cu un tort pregătit acasă de bunica firește. Oricât de mult ne-ar supăra, strigă Tafiti, trăiască maestatea noastră, trăiască King Coffee! Strigă toți în clinchet de pahare. Sfârșit! Noapte bună, copii! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!